Uitați, uite asta, clapa acolo. A săpat în jos. Am 6500 de metri pătrați. Mi-a luat 1300 și mai așa într-o parte și într-o altă. Cred că jertul de casa aia acolo, până la asfalt avea loc. Nu ne întreabă nimeni, nici când ne dă bani, nici când nimic. Domnul din imagine este deranjat de începerea lucrării la autostrada Moldovei. Ne aflăm lângă municipiul Buzău, în localitatea Stâncești, acolo unde armata de muncitori și utilajele lor grele au descins în urmă cu o lună. Bărbatul este furios pe autorități pentru că i-au luat terenul înainte să negocieze valoarea despăgubirii. A venit noaptea ca hoți la săpat, ne-am trezit și noi dimineața cu bolmanele de pământare. Nu ne întreabă nimeni, nici să ne dea bani, nimeni. Acum spune că le-a tot. Pe cum și ei tot, mă, pentru ei ai ajuns să ne dai, ne moștenești. Da. A zis că nu s-aude nimic, nici când ne dă bani, nici când ne dă nimic. În vecinătatea șantierului sunt mulți cei care gândesc ca domnul Cristea. Nemulțumirile vin mai ales din partea sătenilor, care și-au văzut suprafețele de teren incluse pe traseul autostrăzii. Alții spun că au de suferit din cauza blocării drumurilor locale de pe câmp. Autostrada devine o graniță de netrecut între loturi ale aceleiași proprietăți, astfel că agricultorii vor fi nevoiți să parcurgă mulți kilometri pentru a-și muta căruțele sau tractoarele de pe o parte pe cealaltă a terenului. Problema se pune așa, trebuia, sunt oameni care au atea terenul și s-au trezit peste noapte cu terenurile ocupate fără să întrebe nimic, nimeni, fără să înștiințeze nimeni. Sunt mulți care au terenurile date pe jumătate, adică sunt terenul așa și din partea cealaltă de acolo, despre casă, va după aceea pe unde intră. Deci nu are pe unde intră, care ar fi situația, nu știu, dar bine, între ei sunt și eu. Așa. Ce aveți? Ia ziceți. Am terenul aici lângă strungul acestea care sunt acolo, sus pe dealul. Da. Așa. Deci terenul până în cap și care mi-a dat în două. În tabăra nemulțumiților mai este o a treia categorie, a celor speriați de zgomotul care vine și noaptea dinspre șantier. În trei schimburi zi și noapte lucrează. Dar dacă numai la utilajele astea, dacă vor începe un trafic puternic. Nu e rea, e foarte bună autostrada, e foarte bună, nu zicem că nu, e foarte bună. Să se facă, să circule. Dar să fie nițelul zgomot. Păi noi nu ne deranjează, că noi suntem de la țară, noi suntem chiar... În aceste zile este forfotă mare pe șantierul autostrăzii A7, cel mai așteptat proiect de infrastructură din Muntenia de Nord și Moldova. Șoferii, dar și cei mai mulți dintre localnici, laudă sutele de muncitori care lucrează inclusiv pe timpul nopții pentru a termina mai devreme amenajarea șoselei de mare viteză care va lega Bucureștiul de nordul Moldovei. E un lucru bun. Da. Știți că sunt care să plâng, că va fi zgomot, că le-a tăiat pământurile în două. Eu ce să zic, nu zic absolut nimic, eu zic că e un lucru bun. Care sunt cu terenurile au ceva îndoieli, dar am înțeles că le despăgubesc. De cât asta e. Dar care au puțină parcelă, de exemplu, câte e lățimea șoselei, cât să fie, că face cu două benzi, nu? Da. Sau patru benzi, nu? Patru, două. Păi ce să cred? Acum eu știu după unde vine, din ce parte și unde se duce, poate mai pe scurt pentru călători, cu unde s-o duc, spre Moldova, spre eu știu, nu știu. Șoferii se bucură mai mult. Da, șoferii, da. Dar omul de la țară? Ăștia ce să se bucuri, pentru ce? Că le-a dat pământ pe din două, acum ce că-i despăgubești, dar eu nu știu să vă zic. Autostrada A7 Ploiești-Pașcan, denumită și Autostrada Moldovei, este cel mai mare proiect de infrastructură rutieră finanțat prin PNRR din toată Uniunea Europeană. Are o lungime de 320 de kilometri și include 13 loturi de execuție, cele mai multe adjudecate de antreprenorul român Dorin Umbrărescu. Toate loturile trebuie terminate până în 2025.